Bun găsit! Din cauza unei igiene orale realizate incorrect sau obiceiurilor nesănătoase, cum ar fi fumatul, pe dinți se depune placă bacteriană și tartur dentar. Acestea pot fi îndepărtate de medicul stomatolog doar în cabinetul de medicină dentară printr-un detartraj. Principalul motiv pentru care trebuie să facem un detartraj dentar la 6 luni este acela de a menține sănătatea dentară și parodontală prin înlăturarea tartrului și a plăcii dentare acumulate pe dinți din alimentație și eventual din cauza unei igiene orale necorespunzătoare. Detartrajul dentar mai este necesar în timpul purtării aparatelor dentare cu brecheți și post-tratament ortodontic după aplicarea sârmelor de contenție, deoarece acestea pot contribui la retenția resturilor alimentare care nu întotdeauna pot fi curățate prin periajul clasic. Procedura de detartraj presupune curățarea și îndepărtarea tuturor acumulărilor de tartru și placă bacteriană din jurul dinților și se realizează cu o ansă ultrasonică subțire, care în momentul în care este acționată de jur împrejurul dinților, vibrează la nivel ultrasonic și emite un jet de apă, în acest fel dislocând și îndepărtând tot tartrul și depunerile de placă. În practica medicală curentă, noi folosim detartrajul ultrasonic, deoarece este foarte eficient și minim invaziv, putând modifica electronic intensitatea. În felul acesta, oferim pacientului o senzație mult mai plăcută în timpul actului medical decât în cazul detartrajului manual. Lipsa unui dinte sau mai multora ne poate afecta funcționalitatea danturii, dar și aspectul fizic. Atunci când dinții sunt afectați de carii sau de alte probleme dentare, extracția poate fi necesară. Însă, ce putem face pentru a înlocui dinții lipsă? Una dintre cele mai bune soluții este implantul dentar. Fiecare dată când se pune un diagnostic că trebuie să scoatem un dinte, noi ca chirurgi recomandăm să punem și să inserăm implantul în aceeași ședință. Altfel încât să putem să protejăm osul și să recâștigăm funcție de masticație, punem o coroniță pe implant cât de repede, să putem să mâncăm, să zâmbim, fără niciun fel de problemă. Nu există contraindicații pentru implantul dentar, în special când vorbim de vârstă. O vârstă minimă, vorbim de ca pacientul să aibă minim 18 ani, de ce? Să fie oasele dezvoltate. Și cu limita maximă nu avem. Chiar am operat pacienți care au 95 de ani, 96 de ani și au primit implanturi dentare chiar în sistem de reabilitare totală cu dinți fix în 24 de ore și n-au avut niciun fel de probleme. Bineînțeles, trebuie să examinăm foarte bine starea lor de sănătate și analize de sânge să fie făcute cum trebuie. Când decidem că trebuie să inserăm un implant dentar, trebuie să facem înainte de intervenție o igienizare, să fim siguri că gura este curată, că nu avem tartru, nu avem zone cu infecții, zone cu puroi și după ce avem o gură sănătoasă, ne programăm pentru intervenție cu implantul dentar și inserăm implantul. În timpul intervenției, pacientul nu trebuie să simte absolut nimic, deci când inserăm implantul dentar, nu avem niciun fel de durere. După intervenție, dacă pacientul respectă indicații date de medicul chirurg și dacă luăm medicamente scrise pe rețetă, la timp, pacientul nu simte niciun disconfort și o să fie o experiență destul de ușoară. Când vrem să inserăm un singur implant dentar, operația durează între 20 de minute și 30 de minute. Când vine vorba de o reabilitare totală, când vrem să punem implant în toată arcada dentară, la partea de maxilar, când inserăm 6 implanturi dentare, timpul este aproximativ o oră jumate și pentru partea de jos, timpul este între ora și ora jumate. Pentru o vindecare rapidă după inserarea implantului dentar, pacientul trebuie să vină la control și trebuie să respecte tot ce spune medicul chirurg. Vorbim de igienă cel mai important. Avem o metodă de periaj care trebuie respectate, trebuie să folosim și ape de gură și trebuie să venim la control periodic. În perioada asta de vindecare care este între 4 și 6 luni, trebuie să venim măcar o dată pe lună la medicul chirurg să verificăm că plaga este vindecată cum trebuie și medicul verifică că pacientul are o igienă bună.
Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.